ce destinație va avea? Deci, în discuția cu domnul primar, am luat hotărârea, pentru că mi se pare corect ca terenurile pe raza municipiului să fie domeniul public al municipiului Brăila. El va avea destinație tot parcare, va fi amenajată, iar pentru zilele de weekend, să spunem, de vineri, după amiaza, sâmbătă, duminică, se pot organiza manifestări culturale, artistice, nu știu, proiecții de film. Proiecții de film. Parcarea va avea taxă sau gratuită? Nu știu, o să întrebăm primăria dacă știți vreo parcare cu plată în municipiul Brăila în momentul de față? Știți vreo parcare cu plată în municipiul Brăila cu publică? Parcarea de la piața mea. Păi nu, parcarea de la piață este a unei societăți comerciale. Patronate de primărie. Patronate de primărie. Acolo s-a făcut acea parcare cu plată pentru a rezolva niște probleme de parcare și a aranja puțin lucrurile. Dar alte parcări cu plată mai știți? În Concordie ești. În Concordie. În Concordie. Și chiar dacă va fi o parcare cu plată, sperăm să fie o parcare frumos amenajată, civilizată, pentru toată lumea. Foarte bine. Se practică și la Cluj, și la Oradea, și la Timișoara, hai, dacă tot facem comparații, da? Bun. Vă supunem la vot. Lăsați diferența, că o să vă vorbim și de diferență. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?